venituri în total în sumă de 607.266 de lei, dintre care din contribuția lunară a vârstnicilor noștri 107.513 lei. Aici fac o paranteză. Fiecare bunic plătește și conform legii 16 pentru 1000, 60% din pensia lor. 60% din pensia lor, dar până a depășit 2.900.000 lunar. Iar dacă acel 60% nu ajunge până la 2.900.000, diferența de plată trebuie să suporte rudele de gradul 1. Dar și aici rudele, dacă există și dacă au posibilitate. Sunt două cazuri. De multe ori nu există sau nu au copii, sau dacă există și ei au cazuri, au probleme financiare grave sau nu lucrează. Deci nu există posibilitatea să plătească. Dar acum, cu majoritatea de pensii, în majoritatea cazurilor, se ajunge la cel 2.900.000 pe lună. Consiliul Local Tur, dar în vedere care cei mai mulți asistați aici, 25, a alocat 210.312, când i-a pus 81.488 și Direcția Generală de Asistență Socială Cluj, 102.800. Din donații, sponsorizări și-a devenit 99.88 de lei. Am primit ceva restituit de TVA în primul semestru al anului 2007 pentru 2007, 5.048 și din depozit de bancare 17 lei. Am făcut și o listă, eu zic eu, destul de detailată cu cheltuielile pe care le-a avut centru în anul 2007. Cu inventarul, cu utilitățile, cu salariile, cu alimentele, cu medicamentele, cu taxele, cu protecția socială, cu amortizarea, mai mult și niște detalii tehnice. Am făcut și un rezumat al rezultatului exercițiului. Cheltuielile au fost mai mari cu o sumă decât veniturile, pentru că noi am rămas la acel cost de 8.500.000 din 2004, ori totul a crescut. Inflația, salariile, medicamentele, utilitățile, cheltuielile curente de zi cu zi. N-am actualizat această sumă nici măcar cu coeficienții de inflație, dar am avut, să zic așa, șansă și noi am primit multe donații, multe sponsorizări, chiar dacă nu financiare, și în produse. Cartofi, ceapă, morcovi, avem o văcuță și care aduce de două ori pe săptămână 40 de litri de lapte proaspăt. De la firma Bogdan din Timișoara avem o sponsorizare de brânză și cașcaval care este suficientă pentru noi. Și ne-am autogospodărit cât am făcut noi pentru ca să încercăm cât putem să amortizăm dintre cheltuielile care sunt foarte mari. Vă spun, ultima factură de gaz a fost 45 de milioane. Așa ca o imagine, ca o idee. Deci cheltuielile de tine sunt mari, sunt grădine mare, nu pot să sunt frică bunici. Chiar dacă suntem economicoși, cheltuielile cu apa, cheltuielile cu lumină, că trebuie nevoie de lumină, mai ales în perioada iernii, sau la 5 ani de lumină, și atunci trebuie să avem atâtea aparaturi aici, televizoare, lăs, frigorifice, frigidere, fie de călcat mașini de spălat, calculatoare, imprimante care consumă. Iar aici. Bun. Eu zic cam atât, am întrebări sau diferite propuneri sau sugestii, dacă sunt bine inițiate la asta și de îmbunătățirea activităților. Suntem deschiși la o părinte, aș vrea să vă acum, Lidor. Nu. Deci ați încheiat în deschid, dar fără s-au recuperat. Dar am plătit săptămânile astea toate datoriile. Eu zic că suma asta 10 milioane și mult. Din informațiile mele, căminele de bătrâni, sunt deja private din Cluj, se învăță în jurul sumei de 15 milioane pe lună și multe dintre nu au comisiile noastre. Pentru că le-am vizitat. La nivelul direcției, la nivelul căminilor de bătrâni din direcția de stat de Cluj, am înseamnă câți că unchie la Rece Artistului, undeva între 10 milioane și 12 milioane pe lună. Cam acolo. În funcție de vară, iarnă, de iarnă, mai multe. De vară nu sunt așa mai multe. Și într-o mintea luată, cam acolo se duce. Noi am luat pragul cel mai direct. Nu mai puteam combina pe jumătate din două dar nu aveam cum. Aici am început cu 18 ani, așa, acum avem deja 25 de ani, am venit tot cu contract de muncă. Deci sunt și parții, acum cu psihologul, cu medicul de familie, salariile au crescut, utilitățile, totul s-a mutat, tot ținut de pragul. Asta era și sensul întrebării mele. Că era o boală financiară, dacă tot pe talante 8 milioane și jumătate.
Și oricum, sunt convins că acest cost de 1.900.000 pe care îl plătesc municipii din pensia lor se va mări. Când am început activitatea tratamentului mai 2004, era 1.900.850. În 2005, spre final, crescând și prețul și inflația, guvernul, printr-o ordine al Ministrului Solidarității Sociale, Muncii Sociale, a mărit la 2.900.000, asta în 2005, suntem în 2008. Probabil an electoral și ăștia mai stau un pic, dar sunt convins că din toamnă se va mări undeva de 4 și ceva. Au crescut și pensiile lor și au format ca dar și electoral și ei nu fac, să zic, măsurile astea care sunt populiste. Cred că sunt singurul motiv pentru care încă nu au mărit, dar va veni. Și atunci, bineînțeles, contribuția